seara și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Recreația Mare, dedicată copiilor și tinerilor. Așa cum v-am promis, în luna martie avem invitate doar doamne și domnișoare în emisiune, pentru că nu-i așa, începutul primăverii le este dedicat. În această seară, în prima parte a emisiunii, o am invitat pe doamna avocat Gianina Vera Poroșnicu. Bună seara! Bună seara, Maura dragă! Bună seara! Și bine ați venit! Și bine ați venit la noi! Cu mare drag, mulțumesc! Cu mare, mare drag! Am pregătit un subiect ușor dur, zic eu, dar de mare actualitate și chiar aș vrea să-l dezbatem cu multă, multă atenție. Fake news. Da, fake news. E un fenomen îngrijorător. Un fenomen, de-a dreptul, un fenomen care a luat o amploare extraordinară în mediul online, care este cel mai liber, fără bariere și accesibil tuturor. Europa atrage atenția că fenomenul este scăpat de sub control și că tinerii, cu deosebire tinerii, copiii, tinerii sunt cei mai vulnerabili. Atenție la tot ce se vehiculează în mediul online. Sunt știri false, sunt știri agresive, sunt imagini care pot deforma sau deformează chiar realitatea. Atenție la tot ce se produce în acest mediu. Dacă vine din urmă foarte puternic un curent care va revoluționa legislativ domeniul, în sensul că îl va pune sub rigori legislative foarte clare. Adică va trebui să răspundă fiecare pentru tot ceea ce postează, pentru tot ceea ce pune în vehiculul mediului online. Deja există pedeapsa cu închisoarea pentru cei care își fac conturi false. Sigur că da. Legislația românească copie la un moment dat, cred că asta spun copii, și ia trendul Europei, Europa ia trendul american și atunci clar că în ultima vreme s-a venit cu multă coerciție, chiar cu pedepse severe, inclusiv pentru conturile false, în spatele cărora de fapt se face un buchet întreg de infracțiuni. Un studiu realizat de organizația Salvați Copiii, anul trecut, e adevărat, arată că jumătate dintre copii și tineri nu cunosc acest lucru, nu știu să deosebească o știre falsă de una corectă, nu știu să verifice sursele, cu alte cuvinte sunt victime sigure și mi se pare foarte, foarte îngrijorător. Ce ar trebui să facem aici, părinții, educatorii? Instrumentele, clar că instrumentele de măsurare și de verificare a unei știri nu pot fi la îndemâna oricui. Ele se învață la școala de jurnalism. Oricum nu ne putem duce regimentat toți și face astfel de cursuri. Chiar fac o mică paranteză, este de aplaudat că au apărut astfel de cursuri și se țineau înainte de pandemie undeva pe la Palatul Culturii, deci aviz copiilor și părinților. Este foarte important că școala de jurnalism a avut această deschidere, pentru că se face la modul calificat cu profesori. Spuneam, închizând paranteza, că nu e ușor să discern între o știre falsă și o știre care are toate elementele probatorii ale realității. De aceea copiii ce pot face, dragii de ei? Să apeleze la părinți, să apeleze la învățătorilor, la profesori și sigur să învețe, că aceasta este o chestie de educație, ține de o educație, presa se poate și trebuie citită cu multă educație și cu multă prudență, să învețe această prudență și să nu ia un lucru de bun decât dacă este verificat din foarte multe alte surse. Este foarte adevărat ceea ce spuneți, însă până acolo ei sunt atrași de noutate, de boom, de incredibil, de tot felul de lucruri dintre astea și evident urmăresc mai departe, neștiind că în spatele textului sau ceea ce este acolo e o intenție, e manipulare, e o minciună, da. Chiar dacă nu este o făcătură, poate fi o minciună prin deturnare, prin misiune, exact, omițând date importante și atunci el nu știe să verifice. Eu aș spune că primul pas ar trebui să-l facă părinții. Și sigur, și la școală. Părinții, societatea.
presa, vedeți, pierde foarte mult. I-a pierdut de-al minte prin credibilitate. Dacă acum 20-30 de ani, eu însă m-am testat lucrul ăsta, pentru că auzeam, s-a scris în presă, deci era o autoritate, s-a scris în presă, era ceva instituționalizat. Iată, acum aud frecvent, a, presa. Nu știe lumea, în coadă de pește, presa, ce spune, da, presa. Da, e adevărat că sunt. A pierdut presa și păcat că sunt jurnaliști de valoare, că sunt oameni cu etică înaltă, sunt adevărat profesioniști, oameni care nu numai că scriu, dar și citesc masiv. Păcat, pentru că vin, este acest afront la adresa a ceea ce înseamnă de fapt presa, presa adevărată, presa instituționalizată și vin, iartă-mă că trebuie să spun, și jurnaliști care fac aceste știri pe care noi le, astăzi le criticăm și le... Dacă vorbim de jurnaliști, pentru că știri false pe internet... Da, știri false pe internet, da, poate lansa oricine. Acum, cu un blog, cu un cont... Ziar online. Un ziar online, sau pur și simplu... Formator de opinie. Un simplu site oarecare, poți să scrie acolo ce îți trece prin minte, copiii văd, tinerii iau, nu-i așa, ca adevărat ceea ce se spune acolo. Dar revenind la educație, eu mă bucur că s-au introdus în licee și școli opționalele de jurnalism pentru a învăța să discearnă ce este bine și ce nu este bine. Dar până acolo, primii pași, eu cred că ar trebui făcuți în casă, urmărit unde, ce site-uri urmărești, unde te duci, supravegherea părinților. Și aceste, cum spuneai, aceste, în paralel, aceste cursuri extrașcolare sau în cadrul orelor ca și ore facultative. Foarte important, e un pas extraordinar care se face în educația copiilor. Până acolo, cred că și părinții ar trebui. Eu sunt convinsă că sunt foarte multe persoane care nu verifică o informație. Bine, nu o să fac așa cum fac jurnaliștii adevărați, cum fac eu sau alți colegi de-ai mei cu probitate din trei surse, dar măcar să-ți pui întrebarea, oare o fi adevărat? Sau e primul pas. E primul pas. Sau de unde știe X care îi semnează? Sau, mă rog, foarte multe nu sunt asumate. De unde știe? Cum de s-a aflat? Și aici e treaba adultului ca să învețe el însuși să se pună la adăpost. El însuși să învețe să fie un citor educat, da, și la rândul lui să-l învețe pe copil, pe să copil aibă astfel de educație. Și la fel și cadrele didactice în școală. Există orele de dirigenție la gimnaziu și liceu. Iar la clasele mici avem educație civică. Sau, mă rog, învățătorii, profesorii cred că ar găsi oricând o jumătate de oră să le arate celor mici ce se întâmplă, mai ales acum când orele sunt online. Copilul, adolescentul, el este în fața unui ecran și se mai întâmplă. Mai închis camera, mai... nu-ți vezi chiar de ale tale, iar internetul e plin de informații care nu sunt adevărate. Bine, educația din urmă, dacă ea va fi făcută foarte serios și mai ales în mediul instituționalizat, vine educația și o să repare în timp ceea ce, la modul păgubos, a creat această... presa, această deșanțare a informației promulgată, propulsată, iertați-mă, propulsată în mediul online, fără cenzură, fără bariere, fără a fi verificată, fără discernământ, fără... Ce consecințe? Cu agresivitate, cu vulgaritate, cu... Ce consecințe are asupra unui copil sau tânăr astfel de informații? În timp. Toți specialiștii în sănătate mentală spun că agresiunea de fel, o agresiune de felul acesta este la fel de puternică și te vulnerabilizează asemenea agresiunii fizice. Deci sunt aceleași consecințe, adică pe termen lung îți mutilează personalitatea. Îmi spunea cineva că relata experiența copilului său, că a ajuns să pentru că era un bun IT-ist copilul, dar și-o făcea lucrul acest exercițiu cu calculatorul de mic, de la 5 ani, ajunsese pe la 11 ani să treacă în barierele Google-ului și să vadă copii mutilați și forme scene de atrocitate, de scene de violență atroce. Și gândiți-vă ce este mintea unui astfel de copil, care de fapt vrea să exploreze calculatorul și ajunge într-un univers extrem de agresiv. Modificările sunt pe viață, indiscutabil. Și în construcția lui ca adolescent, adult și, evident, mai departe, ceea ce va face el ca om mare, nu? Da, am văzut un interviu, da, de un specialist
din Japonia și am reținut acest lucru, că în planul acesta al copilăriei, la un moment dat este foarte greu să-ți dai seama care este bariera dintre realitate și mediul virtual, unde lucrurile sunt sau nu sunt, sau au sau nu au repere din realitate. Înțelegeți? Și atunci îți creezi un univers paralel. Paralel. O lume secundară. Exact, o lume a ta, dar nu e lumea reală. Și atunci poți să ai probleme. Sigur că sunt probleme. Ca viitor adult. Sigur că da. Ceea ce va influența clar și comunitatea, pentru că nu e așa, ceea ce trăim e bucățică din ceea ce facem. Fiecare își aduce, contribuția lui la ceea ce este cu totul în jur. Dar ați spus un lucru foarte interesant și chiar voiam să abordăm și acest subiect, violența în mediul virtual, cyberbullying-ul. Bullying știm, există în fiecare școală, chiar dacă multe cadre didactice nu o recunosc. Copiii știu și spun, la fel și părinții. Nu știu câte măsuri se iau, dar ar trebui să fie mult mai multe decât sunt acum. Cât despre cyberbullying, cum putem să-i ținem pe copii departe de astfel de agresiuni? Prin educație, nu văd alt instrument de lucru. Prin educație, prin educația pe care o pot face profesorii la școală, prin educația pe care o pot face părinții și prin educația pe care o pot face emisiunile avizate, serioase, în care să spună, da, nu e corect, dar la rubrica nu se face așa, să-ți înjuri un coleg, să îl jignezi, să-i trimiți o imagine care să-l ofenseze, că e o insultă la fel de puternică, da, cu o amprentă la fel de puternică ca cea făcută în realitate. În fizic. În fizic, exact. Cred că despre acest lucru e vorba și că așa putem preveni, corecta, diminua. Ați amintit de legislație și ați spus că nu va mai dura mult și toate aceste lucruri vor fi grav sancționate. Sună manual, dar asta e. Da, vine un trend puternic din Europa și Europa se pare că l-a preluat de anumită terminologie, este eminamente din engleză. Vine un trend puternic. Legislația și cred că se va ajunge cu tot acest drept suprem al exprimării și al libertății de exprimare, cred că se va ajunge așa cum este deja în țări civilizate, atunci când când insulta, calomnia, dar are o amprentă puternică și cu consecințe deosebite, chiar să se ajungă la penalizarea ei, adică la răspunderea penală, să faci pușcărie, da? Să faci închisoare atunci când îți insulți cu intenție și o faci cu intenție și în mod calificat și repetat faci asta asupra semenului tău. Este o agresiune, spun psihologii și toți specialiștii în sănătate mentală, la fel de puternică ca și agresiunea fizică. Vorbind de copii și de tineri și vorbind de pedepse, cum anticipați astfel de sancțiuni în cazul lor? Cred că ele vor veni în paralel cu cultura pe care o să o dobândim cu toții vis-a-vis de gravitatea unor și de conștientizarea unor astfel de fapte și în mod sigur că va veni natural. Cred că este la nivel foarte extins realizat fenomenul. Mulți părinți se plâng despre faptul că online înseamnă fără frontiere, înseamnă și multă agresivitate. Sunt și lucruri bune, dar există și multe lucruri rele. Exact, sigur că sunt și foarte multe lucruri bune și fiind un fenomen atât de generalizat, de contestat și contestat la nivel larg, probabil că va veni această coerciție legislativă și că ea va fi bine primită, treptat, dar va fi bine primită și asimilată cultural civilizației noastre. Eu cred că într-o țară în care noi suntem atât de sangvin și de senzitiv ca emoțional. Și natur și emoțional, cred că e bună coerciția. Când am vizitat Japonia, am reținut cel mai frumos dicton pe care eu l-am auzit vreodată și care vine mănușă pe ceea ce discutăm noi acum. Ei spun atât de frumos, la noi politeția se impune cu sabia. Da? Deci iată că poate să fie o astfel de coerciție, adică e o coerciție bine primită și putem îngăduită. Putem impune și la noi politeția cu sabia? Cred că da, și în ceea ce privește mediul online, cred că e foarte puțin până va veni
legea dură care să acopere acest vid legislativ și să rezolve problemele noastre care sunt de educație, de percepție, pentru că este un lucru, repet, absolut grav să se jignești semenul. Este ca o palmă, ca un pumn. Așa este. Și gândindu-mă la copii, dacă vor fi astfel de coerciții, probabil că va exista și acel moment, Doamne ajută să fie cât mai devreme, în care fiecare dintre el se va întreba, oare e corect ceea ce citesc eu? Oare este primul pas spre este educație, primul responsabilizarea. Da. Da. Să te întreb, e bine, nu e bine, fac un bine, fac un rău, cât de dau mult fac informația rău? Mai departe, e corect ceea exact. Ce fac, ajută pe cineva, pentru că sunt și informații goale de conținut, scrise doar ca să fie scrise, imagini doar ca să fie puse, fără a-ți aduce niciun plus în ceea ce citești, da, în ceea ce faci. Infantile, fel de spălare pe creier. Cred că e la fel de periculoasă, dar aici sunt în măsură alți specialiști să spună lucrurile acestea. Da, văd și eu postări pe Facebook fără niciun fel de personalitate în spate, fără nicio noimă, da? Non-agresive, dar nici care să-ți îmbunătățească starea de spirit sau intelectul. Exact, și sunt preluate și date de exemplu. Și când mă reuși, și de adulți, dar și de tineri, nu știu, copiii, pentru că ei mai mult se distrează, dar de la o anumită vârstă, vorbim de adolescenți, aceste informații pot avea chiar rol de în sau educație. Această corect sau această amprentă la fel de agresivă a sexualizată a imaginilor. Și știți foarte bine ce spun. Adică femeile anume fotografiate în ipostaze sexualizate, ca să nu zic erotice, poate un cuvânt prea... Sau mai puțin decente. Sau mai puțin decente, da, iată, e un cuvânt pentru copii. E foarte bine să vină educația din urmă și să spună, nu, asta e femeia. Nu punem pe soclu așa ceva, nu asta trebuie să venerăm. Și aici am ajuns la un alt punct al discuției noastre, pentru că dumneavoastră sunteți cunoscută ca și avocat. Nu știu câtă lume îl cunoaște și pe colecționarul Gianina Vera Puroșnicu. Sunteți cunoscută în lumea colecționarilor, nu știu dacă publicul l-ar cunoaște și acest aspect, și chiar voiam să vă întreb cum ați de unde vine această pasiune și ce ați face dumneavoastră dacă ați fi în ipostaza în care să-i îndrumați pe copii pe drumul ăsta al colecționării, începând cu lucruri mărunte, pixuri, nu știu, timbre. Eu colecționam timbre când eram copil. Foarte frumos. Jucării foarte, da, frumoase. E o lume aparte. Iată, e foarte frumos spus. E o alternativă la a sta numai în mediul online. Sigur, nu, niciuna din noi nu combate mediul online. Categoric. Să nu se înțeleagă. Categoric. Reșit, acolo ne facem temele, acolo ne regăsim prietenii vechi. Adunăm mediul informații de calitate. Este extrem de revoluționar. E apropiat foarte mult pe cei îndepărtați. Din păcate, îndepărtează pe cei apropiați, nu? Priveliște aceea când fiecare stă cu ochii pe telefon, deși sunt la aceeași masă. M-ați întrebat de colecționari. Colecționarii sunt oamenii cei mai discreți, sunt oamenii cei mai fericiți. E o lume a lor, e o lume culturală. Există similitudini cu lumea online, adică te poate captiva atât de mult, încât poți fi captivul propriei tale pasiuni. Vi s-a întâmplat? Sunt pasiuni care nu ucid, care nu produc rău celorlalți, produc numai bine. I-aș îndemna pe copii să găsească acest lucru, să găsească noimă în a colecționa ceva. Îți faci un univers mic al tău, trăiești acolo, el nu poate produce rău prin intermediul acestei pasiuni, de fapt, prospectez o lume, un univers, pentru că așa se dezvoltă gustul și apetitul colecționarului. Pleacă de la ceva și tot vrea să studieze, să-și extindă cunoașterea asupra unui... Și să învețe lucruri noi. Și să învețe lucruri noi, da. Nu e nimic rău. Mi-ar place să aud foarte mulți copii că, știu, eu încep să-și facă propriile colecții. Plecând de la lucruri mici. Plecând de la lucruri mici, nu neapărat costisitoare.
Nu neapărat costisitoare. Să știți că spune foarte mult. Am mers la croitorul meu și are degetare. Are vreo 30 de degetare și toată lumea care vine face un fel de formă de reverență pentru că este un, are de o manualitate deosebită și face cadou câte un degetar. Și grija mea este să se găsesc și eu un degetar frumos și să-i aduc de undeva din străinătate pentru că are de peste tot în lume. Spune foarte mult un om care vrea să iubească un lucru. Și o colecție nu înseamnă că aduni niște lucruri, o colecție înseamnă că... Te duci spre o cultură, exact. te duci spre o idee, te duci spre... O colecție nu e un front închis, e totdeauna un front deschis. Îți dorești să citești, să te informezi și să-ți dezvolți colecția. În cazul copiilor dezvoltă foarte mult creativitatea, îi face mai curioși și de ce nu și curajoși, pentru că să-și dorească mai mult e curaj. În plus, cred că i-ar ajuta și ca educație financiară, pentru că trebuie să achiziționezi un obiect, fie că plătești cu bani sau faci un schimb, nu? Când erați copil, făceați schimb de timbre, de cărți. Da, sigur că da, sigur. De acolo începe totul. Da, este foarte, foarte frumos și n-am găsit niciodată pe nimeni, n-am văzut nici măcar un singur pedagog care să zică nu este, nu trebuie să le spunem copiilor să devină colecționari, nu e sănătos, din contra. A fi colecționar nu înseamnă risipă, nu înseamnă să pierde vremea și mai ales, cum spuneai tu, nu înseamnă a colecționa lucruri. A aduna acolo, lucruri. A aduna lucruri înseamnă a-ți face un univers pe care trebuie să-l prospectezi, să-l studiezi, să-l extinzi. Este o preocupare dintre cele mai frumoase. Mi-a plăcut povestea croitorului cu acea colecție. Cu degetarele, cu cele 30 de degetare, dar e reală. Și mi-ar plăcea și să-l cunosc și să ne povestească. Cu mare drag ți-l prezint. Să ne povestească de unde le-a strâns, cum le-a strâns. Nu știu dacă să scot din casă, pregătiți și o carte pentru copii după ceva mai încolo. De-abia aștept să vină și vremea lansării acestei cărți. Promit să o fac cu surle și trâmbițe asta, nu spre fala mea, ci pentru că e o carte pentru copii. Este cartea și povestea lui Joseph Zoller. Cred că e de o anumită notorietate faptul că eu sunt proprietarea unui monument istoric și cea care l-am restaurat și este casa patronului casei, este cel care a făcut acest frumos edificiu de la început de secol 20 și eu vreau să-i aduc această reverență, această frumoasă reverență și pentru că nu am foarte multe informații deocamdată. Cele pe care le am vreau să le fructific într-o carte pentru copii și nu numai. Cred că ține și de o educație a gustului care își va găsi locul și meritul. Să știe copiii din Iași cum era lumea aceea cu caleși, cu crinoline, cu automobile la început de secol, cu cinematograf, cu tramvai. Iată, e o lume belle époque. E foarte frumoasă ideea și dacă mai spunem că acel volum va fi semnat și de nepoata a scriitorului Ion Creangă, cu siguranță va fi foarte, foarte bine primită de către copii. Da, e o mare cinste pentru mine că nepoata lui Ion Creangă, doamna Caia Olga din Târgu Neamț, a scris această carte și... Sperăm că după ce se termină povestea aceasta tristă cu pandemia să o putem lansa în Târgu Neamț, de unde este domnia sa, în Iași, de unde este Joseph Zoller. De unde vine povestea cărții. De unde vine povestea și în Republica Moldova, în Chișinău, de unde este graficiană, celebra graficiană, care de-al mintele are foarte multe premii în grafica aceasta pentru copii. O carte despre un monument istoric și în general despre o epocă aduce foarte multe informații copiilor și nu doar o carte, și ilustrațiile, pentru că ei, văzând chiar și în tablouri sau vizitând muzee, pot afla lucruri despre cum erau odată. Da, le deschide gustul și apetitul spre istorie. Iată, și călătorii. Deturnăm un pic de la mediul online să vină aici în real și eventual să coboare în subteranele istoriei. Și preluând să ducă informație de calitate mai departe. Exact, exact. Să vină în biblioteci, să revină la cărți. E o lume atât de frumoasă. Și pentru că ați spus că
Sunt puține informații despre Jose Zoller. Dar nu foarte puține. Nu foarte puține, categoric, altfel nu ar fi fost... Le-am dobândit cu un istoric, da. Da, nu ar fi fost... posibilă să facă o istorie, exact. Nici măcar pentru copii care vor lucruri concrete. Poate lansăm o provocare studenților de la istorie, nu? Arheologie. Nu știu, dacă au informații, să vă contacteze, să vă trimită un e-mail. Am propus să fac și niște burse de studiu și să... Pentru că tinerii au timp și au răbdare și pot găsi în arhive lucruri extraordinare. Și nu numai despre Joseph Zoller, despre toată acea epocă frumoasă numită Belle Époque, despre care sigur ei au citit la istorie. Iașul în acele timpuri. Iașul în acele timpuri. Oamenii acelor timpuri. Oamenii acelor timpuri, scriitori, savanți. Oameni de știință. Oameni de știință. Cu siguranță vor fi mulți tineri interesați dacă le lansați această provocare. Mă bucur că ați fost alături de noi. Nu știu, cu mare drag. Timpul când a trecut, am discutat și despre online, și despre fake news, și despre muzee, și în primul rând despre copii și dragostea față de ei, pentru că nu e așa, asta ne guvernează. Asta ne guvernează. Salutări și copilului meu, adolescentului de 17 ani, Antonio, sigur că iubesc toți copiii, eu însă mi-având un copil acasă. Mult succes mai departe și ori de câte ori veți avea proiecte frumoase pentru copii și tineri, vă invităm să ne le împărtășiți. Cu mare drag, vă felicit pentru această emisiune și vă felicit că iubiți în felul acesta și atât de mult copiii. Noi ne revedem după o scurtă pauză cu al doilea invitat al serii. Bun venit din nou celor care au deschis mai târziu televizoarele. Mă bucur că în a doua parte a emisiunii avem un invitat special. Este vorba despre doamna profesor universitar Aurora Ciucă de la Facultatea de Drept din Suceava și avocat în Baroul Iași. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație! Mă bucur foarte mult că ați acceptat și deși eu v-am dezvăluit câteva dintre subiectele pe care le vom aborda, ca să mai scăpăm de emoții, să știți că am pregătite și altele ca surpriză pentru dumneavoastră, dar le lăsăm mai pe final. De acord. Și propun să vorbim întâi cu avocatul sau cu profesorul de drept? Cu cine? Cred că cu amândouă. Cu amândouă doamnele care sunt acolo sau cu amândouă personajele, pentru că aceste două se completează. Am să încep cu o statistică, aș fi vrut să spun tristă, dar e sumbră. România ocupă un loc, nu știu dacă fruntaș, se află în fața clasamentului, în top, la ceea ce privește traficul de persoane în Uniunea Europeană, inclusiv minori. Și suntem pe primul loc sau al doilea la minore care au copii, mame cu copii. Cum s-a ajuns acolo, toată lumea spune, lipsa de educație. Dumneavoastră, ce părere aveți? Am văzut și eu statisticile. E într-adevăr o situație dramatică și când spunem trafic de persoane, în generic, da, vă dați seama, această alăturare ne pune pe gânduri, pentru că traficul, sensul cuvântului trafic, este unul economic, nu? Și ne sugerează practic transportul, vânzarea, cumpărare, operațiuni din acestea care privesc mărfurile. Ori asociat cu persoana... Asociem, da? Persoana cu o marfă? Exact. Sună foarte aici, rău. Aici este, de fapt, drama. Aceasta este realitatea tristă a zilelor noastre. Și, practic, vorbim despre o atingere gravă a demnității, pentru că persoana, ființa umană, practic are această superbă calitate, nu? Care este demnitatea, nu? Și care este atributul, este calitatea ei inalienabilă și demnitatea este fundamentul drepturilor omului. Practic în zona aceasta ne întâlnim și cu avocatul, și cu profesorul, și cu părintele, și cu toată lumea care ar trebui să știe și să cunoască foarte multe despre acest fenomen. Pentru că atingerea demnității, nu? Avem conceptul kantian atât de vechi, nu? Care spune că este interzisă instrumentalizarea, da? Corpului uman, a persoanei. Și că prin demnitate noi ar trebui să înțelegem că fiecare om este stăpân pe propriul destin. Ori iată,
nu, dacă dăm nu o definiție, nu este. Dacă dăm o definiție a traficului de persoane, ce vedem? Că este o serie întreagă de, presupune o serie întreagă de acțiuni, printre care recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea, primirea de persoane, prin tot felul de mijloace care pornesc de la amenințări, continuă cu forme de violență dintre cele mai puternice, pot să privească răpirile, pot să privească sau alte mijloace, sunt fraudă, sunt înșelăciune, înșelăciunea, sunt legate, aspecte legate de abuzul de putere al unei persoane asupra altei persoane. Sunt aspecte care privesc folosirea unei anumite stări de vulnerabilitate a unei persoane. Privesc de asemenea, sigur că da, privesc de asemenea primirea și oferirea, eu știu, de bani sau de alte beneficii pentru a obține consimțământul cuiva ca să ai un control asupra unei persoane. Ceea ce este gravisim. Și toate acestea în scopul exploatării. Și a câștigului, pentru că asta exact, este punctul exact. Final. Și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, de unde, cum s-a ajuns? Exact, pornind de la conceptul de trafic, da? Vânzare, cumpărare, există ca pe orice piață o cerere și o ofertă. Și cel care face legătura între cerere și ofertă este, de fapt, un traficant. Un traficant care se poate ascunde sub diferite înfățișări, atât printre cei apropiați, nouă, copiilor. Ați spus, femeilor, cum ați spus, dar tuturor, pentru că victima traficului de persoane, să știți că poate să fie orice persoană, indiferent de statutul social, indiferent de vârstă. Și educație? Și educație mai puțin, pentru că, într-adevăr, aici se leagă de tot conform unor statistici pe care le-am citit, cauzele ar fi această teribilă delocalizare a persoanelor, globalizare, cum îi spunem, da, sau un aspect, o fațetă a globalizării, ar fi, într-adevăr, sărăcia, da, și goana după bani a unora, sau nu neapărat după bani, căutarea unei vieți decente, în lipsa unor mijloace materiale corespunzătoare, da? Și educația, cum ați spus. Pentru că, într-adevăr, la un anumit nivel de educație, poți să-ți dai seama cu cine ai de-a face. Realizezi că o ofertă de muncă, de exemplu, în străinătate, da? Sau, eu știu, o angajare rapidă, așa de azi pe mâine, propusă de un necunoscut sau propusă chiar de cineva cum apropiat, cum v-am spus. Da. Mare. Exact. Fără să aibă în spate o pregătire, nu? Pur și simplu nu se ia în calcul aspectul fizic al persoanei, nu? Abordări de ușoare din acestea, nu arăți foarte bine, ai putea să lucrezi, foarte rapid s-ar putea face un contract. Deci lucruri care nu-ți dau prea mult timp de gândire, lucruri care se produc așa intempestiv și care sunt de foarte multe ori sugerate de către traficanți a fi păstrate secrete, pentru ca tot scenariul acesta infracțional să se poată produce așa cum și l-a imaginat el. Și de multe ori, persoanele care, într-adevăr, nu au o educație, nu au suficientă încredere în ele, nu au mijloace de subzistență, sunt, cred, primele dintre victime. Și aici, într-adevăr, ați spus, femeile, fetele tinere care, urmare a exploatării, pot să aibă sarcini, pot să nască copii. Traficul se întâmplă și în țara la noi, traficul se întâmplă aici și în afara frontierelor. Trafic este peste tot în lume. Îngrijorător este că România ocupă unul din primele locuri și mă întreb cum s-a ajuns aici și poate mă ajutați cu un răspuns și Moldova, din păcate, este tot între primele locuri.
și la trafic, și la minore cu bebeluși. Nu e ușor să vezi când, în loc să afli lucruri bune despre zona în care trăiești, despre oameni, despre copii, în care nu e așa, îți pui viitorul, pentru că ei vor fi cei de mâine, de poimâine, de citești statistici din astea ale groaze, eu așa le numesc. Cum de suntem noi aici? Asta este foarte greu de spus. Probabil că este o zonă săracă, așa cum am spus, sărăcia este una dintre cauze. Probabil că educația nu este corespunzătoare. Probabil că n-am făcut noi destul ca oameni ai cetății, oameni implicați în viața comunității, oameni care au de face cu copii, oameni care educă copii. Aici, într-adevăr, totdeauna mai este loc, pentru că sunt noi forme, sunt tot felul de oferte din aceste neașteptate, este mirajul de foarte multe ori unei vieți ușoare, este mirajul unei plecări în străinătate, poate să fie, și acestea, sigur, ar putea să constituie. Suntem într-un top, cum ați spus... Nu vorbim neonorant, chiar, nu știu, chiar dar dramatic. E un top, da. Sigur, e un top. Trebuie să privim realitatea în față și suntem o sursă de trafic de persoane pentru Europa și pentru alte zone ale lumii, dar sunt persoane traficate din alte țări și pe teritoriul nostru și iarăși este și acea categorie de persoane traficate fără transportare, fără transferare, care transferare înseamnă vânzare efectivă și care este de esența traficului. Iar formele de exploatare, deci scopul acestei teribile fapte privește în primul rând exploatarea sexuală și aici iarăși top, peste 50% dintre persoanele traficate sunt femei. Apoi privește exploatarea prin muncă și vorbim despre muncă forțată și vorbim despre sclavie. La început de mileniu 3, noi vorbim despre sclavie. Când oamenii fac călătorii pe lună, caută viața pe alte planete, noi încă vorbim de sclavie. Și practici analogii sclaviei și vorbim despre cerșetorie, care este, iată, iarăși un flagel. Și aproape de fiecare dată, și când vorbesc cu studenții, mi-amintesc de lumea aceea întunecată a lui Dickens, de Oliver Twist, de copii trimiși la cerșit, de școala aceea din vizuina lui Fagin, știți cum îi spunea, vizuina, da? Totul era întunecat, totul era teribil ce se întâmpla acolo, nu? Și niște copii de 8, 9, 10 ani erau trimiși pe stradă și apoi seara numărau veniturile. Iată, Încă suntem într-o asemenea realitate, situație, da. Din păcate. Apoi mai este exploatare pentru prelevare de organe, este de organe, de țesuturi, de celule și nu s-a întâmplat deocamdată la noi, dar se întâmplă în lume pentru folosirea femeilor ca mame surogat, deci ca potențiale, da, persoane care produc copiii care urmează să fie traficați. Este nemilos ce se întâmplă. Și gândiți-vă, sunt oameni care fac, sau nu știu dacă îi putem numi chiar pe toți oameni care fac aceste lucruri, dar da, sunt printre noi. Sunt printre noi, adevărat. Sunteți pedagog, cadru universitar. S-a discutat mult despre educație sexuală în școli. Pledați pentru aceste ore? Sigur că ajuta să ne scoată din acel top? Nu. Dar cât de cât? Categoric. Să mai reducem? Categoric, sigur că da, ar trebui. Să modificăm statisticile pentru măcar. Pentru că sunt încă subiecte tabu. Nu se discută acasă. M-am convins, vorbesc de foarte multe ori cu studente, deci care sunt undeva, nu, la o vârstă a maturității sau a începutului de maturitate și care mărturisesc că n-au avut discuții de genul acesta în familie. Rămân uimite. Am avut foarte multe cazuri pe care le-am discutat la orele de seminar și cu adevărat, când află despre asemenea statistici, când află despre asemenea topuri în care ne plasăm, rămân
uimite studentele, rămân uimiți studenții, în general studenții, da, și își doresc să fi făcut la vremea lor ore de genul acesta. Chiar să ajuta fie informate. Poate să-i confruntați direct cu realitatea? Ar fi posibil, nu știu, acum sunt aceste condiții sanitare impuse de pandemie, da. Dar când ne vom elibera de acest virus, ar fi utile seminarii în aceste lucruri foarte, foarte urâte, se întâmplă în special în mediul rural. Ar fi utile vizite acolo? Ar fi foarte utile. Adică să vadă ei cu ochii lor, uite, vezi, familia asta are 10 copii, jumătate dintre ei sunt în grija statului, jumătate nu se știe. Dau un exemplu total la întâmplare. Eu vă spun... Pentru că văzând și făcând, exact, înveți. Exact. Chiar dacă te doare. Așa este. Din experiența mea pot să vă spun. După un stagiu undeva la o universitate americană, în anii 2000, am creat o clinică juridică. Este ceva ce sugerați dumneavoastră, unde se întâlnesc studenții, da, care trebuie să învețe, cu justițiabili, deci cu oamenii care au cazuri reale, nu imaginare. Nu imaginea, nu. Da? Vorbim de victimă și agresor. Exact. Și care își spun povestea, care ulterior trebuie încadrată din punct de vedere juridic și studenții erau extrem de atenți pentru că erau primele întâlniri, da? Era pregătirea esențială pentru profesiile viitoare și aveau emoții mai mari decât cei care erau în situația exact cu pricina. Exact, în situații unele foarte tragice. Poate că acest gen, nu neapărat de clinică, dar de ajutor la nivelul organizațiilor neguvernamentale ar putea să fie făcut sau prin intermediul profesorilor care au o pregătire în domeniul acesta, categoric ar ajuta și în mediul urban și în mediul rural, dar mai ales în mediul rural. Așa arată statisticile, acolo problemele sunt mult, mult mai grave. Revenind la clinica juridică, mi-a plăcut mult ideea și mă întreb cum ar putea fi făcută și la Iași sau la Suceava sau oriunde în Moldova. Zic Moldova pentru că noi aici trăim, deși conceptul poate fi extins în toată țara. Pe lângă facultatea de drept, deci la ora aceea era prima clinică pe lângă o facultate de drept unde lucram la universitate privată, cu concursul unei organizații neguvernamentale, Centrul de Mediere Comunitară, și cu concursul unor avocați care rupeau din timpul lor, da? Și veneau cu clienți, da? Sau nu veneau cu clienți, veneau pur și simplu să asiste la discuțiile care se întâmplau acolo în clinică. Și era o oarecare publicitate, astfel încât persoanele care căutau un sfat, o consiliere, care nu știau ce trebuie să facă. Aceea era mai mult specializată pe violență domestică împotriva femeilor. Care este un alt fenomen. Exact, un așa. Alt fenomen. Și atunci ele veneau și solicitau, cum am spus, un sfat. Nu știau de unde să înceapă, ce au de făcut, unde să se adreseze, cum să facă o plângere, unde să se refugieze din calea violențelor agresorului de acasă. Nu? Cu 1, 2, 3 copii. Deci lucruri cu adevărat grele. Și a fost perioada în care la Iași s-a înființat, nu știu dacă mai există, chiar n-aș putea acum să vă spun cu certitudine, primul adăpost pentru femei victime ale violenței. Există. Și pentru copii. Nu era foarte mare, dar există și era un început. Sunt astfel de structuri în toată țara, în toate județele țării. Asta este foarte bine, pentru că e nevoie, într-adevăr, de o modalitate rapidă de a scoate din mediul victima acela violent, din acel mediu. Victima și mai ales copiii care, fiind martori ai acestor întâmplări, categoric sunt la rândul lor victime și categoric s-au pronunțat specialiștii în sensul acesta, au tendința, odată ce ajung adulți,
să perpetueze modelul. Să fie, fie victimă, fie agresor. Exact. Pentru că unul din aceste roluri, e greu să, să ieși din ele așa. Când ai trăit așa. Am vorbit despre lucruri foarte reale, triste, dar reale, și aș vrea să, să mă întorc un pic la omul din spatele profesiei și m-aș bucura să, să le spun telespectatorilor despre pasiunea dumneavoastră pentru scris, fiind și membru al Uniunii Scriitorilor de câteva luni. Felicitări! Mulțumesc! Coordonați și o asociație de drept. Da, este o asociație academică, se numește Asociația Vespasian Vepela și practic urmărește traseul unei mari personalități uitată de istorie acolo într-un colț, ceea ce mie și colegilor mei mi s-a părut impardonabil. Și atunci ne-am gândit să creăm o asemenea asociație care și-a propus întâi și întâi să traducă opera acestui mare jurist, diplomat și, iată, literat, pentru că a scris și literatură. Deci să o facem întâi și întâi cunoscută în limba română, pentru că în mare parte este scrisă în franceză, dar sunt și discursuri parlamentare în limba română, pentru că a fost o vreme deputat, după care a reprezentat România în toate forurile internaționale de la vremea în care a trăit, adică 1897-1952, adică Societatea Națiunilor, Uniunea Interparlamentară, a ajuns inclusiv consultant la Tribunalul Militar de la Nuremberg, a făcut clasificarea infracțiunilor internaționale, a propus crearea unei părți a dreptului internațional care se numește drept internațional penal, deci el este printre cei care au susținut nevoia pedepsirii autorilor marilor infracțiuni internaționale, iată, vorbim despre trafic, da? Exact. Implicați și studenți în activitatea dumneavoastră? Categoric, avem și colocvii studențești, unde cei care au câte o temă vin și pot să o prezinte și se fac discuții pe marginea lor, avem anual conferințe, avem deja câteva cărți publicate, câteva traduceri făcute în 5 ani, eu zic că este o recoltă foarte frumoasă este din punctul ăsta de vedere. Este într-adevăr și v-am întrebat de studenți pentru că îmi doresc foarte mult ca ei să cunoască toate personalitățile. Nu multă lume știe despre Vespasian Pela, nu? Și e foarte, foarte important ca pe lângă ceea ce se predă la ora de curs să fie și alte lucruri în care dumneavoastră implicați. Scrieți cu ei? Literatură. Literatură. Nu, nu. Scopul organizației, deci, este să-l aducă pe Pela acasă, să-l facă cunoscut, cu alte cuvinte. Pentru este că el, timp și în 1947-48, când se instaura un alt regim, era ambasadorul României la Berna, a rămas în străinătate, a ales exilul, a fost o vreme la Geneva, după care s-a stabilit în Statele Unite și, din păcate, a părăsit lumea aceasta la o vârstă destul de tânără, astfel încât s-a pierdut așa în negura timpului, dar ne-am propus și iată că deja unde o căutare pe internet nu dădea decât un nume și o dată eronată a nașterii, acum putem să vedem și fotografii, pentru că am petrecut mult timp în arhive și documente inedite și am organizat și expoziții. Studenții scriu, dar scriu pe marginea a ceea ce acest om a făcut și a propus. Și apropo de cerșetorie, una dintre primele lui cărți se numea Vagabondajul și cerșetoria. Apropo de ce spunea colega noastră în prima parte a emisiunii, fake news nu este o noutate. Nu este o noutate, fake news a constituit o preocupare pentru acest jurist încă din anii 1930-40.
E doar o reinterpretare, să spun. Așa încât, da, sunt lucruri. Drepturile femeilor și protecția femeilor pe plan internațional și a copiilor au constituit iarăși preocupări. Deci, iată, istoria se repetă. Da, trebuie știută. Da, și trebuie este foarte bine că implicați și pe tineri. Eu vă felicit pentru toate aceste realizări. Nu e puțin lucru și literatură și drept și alte preocupări pe care dumneavoastră le aveți. Și îmi doresc să fiți mai des alături de noi, poate chiar și cu studenții dumneavoastră, de ce nu? Putem intra în direct cu ei, să purtăm dialoguri la cald cu tineri și cu ceea ce își doresc ei. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi și mult succes mai departe! Mulțumesc din suflet și cu mare drag oricând la o discuție de acest gen. Mulțumesc! Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Eu sunt Maura Angel, moderatorul emisiunii Recreația Mare, și vă invit să ne urmăriți și săptămâna viitoare la o nouă ediție.